grave. Hai, ești prizonier acum. Povestiri biblice din Noul Testament. Centurion, nu ne trimite la închisoare, mor de foame aici. Mișcă. Mulțumesc. Vă rog, dați-mi drumul. Nu am cu ce plăti taxele. Familia mea moare de foame. Centurion, te implor, nu mă trimite la închisoare. Am o soție și doi copii mici, te rog. Îmi pare rău. Nu pot să fac nimic. Te rog, nu are Roma un pic de milă pentru săraci? Nu e nimic ce pot face. Nu! Te implor, nu! De dragul familiei mele, te rog! Hai, intră în car! Hai, mai repede! Hai, odată, intră! Doamne, eu cred. Ce am de făcut mâine, Licea? Din nefericire, la fel ca și astăzi, domnule. Magistratul a spus că mai sunt sute de oameni care trebuie arestați. Bine. Mulțumesc, Licea. Licea, pot să-ți vorbesc o clipă? Sper că nu am făcut nimic care să vă supere, domnule. Nu, Licea. Nu m-ai putea supăra. Ești cel mai bun slujitor, cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată. Spune-mi despre acest om în care tu crezi, acest Iisus. L-ați văzut? Domnule, ați simțit ce am simțit și eu când l-am văzut prima dată? Am simțit ceva. Ce este Licea? El este Mesia. Mulți recunosc asta acum. Ba chiar îl numesc Domn. Astăzi, când trimiteam săracii la închisoare, el îi ridica pe picioarele lor. El îi ajuta, le dădea speranță. Și apoi s-a uitat la mine. Mi-a fost așa de rușine, m-am simțit... Licea! Sunt bine! Îmi pare rău, Flavius. Am mai văzut boala asta. Mă tem că nu va mai trăi până dimineață. Dar era bine mai devreme. Îmi pare rău. Nu poți face nimic? Ar fi nevoie de o minune. Scuzați-mă, vă rog, faceți loc. E că avem probleme, învățătorule. Iisus, domnule, învățătorule, eu n-am mai cerșit o favoare de la nimeni, dar slujitorul meu e pe moarte. El este cel mai bun prieten pe care îl cunosc. Dacă este vreun om care îl poate salva, acela ești tu, Doamne. Ați auzit? L-a numit Domn. Voi veni și îl voi vindeca. Nu, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, ci dacă vei spune doar o vorbă, el va fi tămăduit. Niciodată nu am mai văzut o astfel de credință, nici chiar în tot Israelul. Du-te și facă-ți-se după credința ta.
Licea! Licea! Ai fost la Isus? Nu-i așa? Liber! Sunt liber! Nu mai sunt prins în întuneric. Acum că El s-a uitat spre mine și mi-a deschis ușa, sunt liber acum pentru că am crezut. Mai mulți doctori mi-au consultat fiul, dar niciunul nu a putut să-l ajute. A avut vreun accident? Nu. Are febră? Nu. Cum stă cu pofta de mâncare? Pare în regulă. Atunci, ce anume te face să crezi că e bolnav? Eu... Mai bine să-l vedeți personal. E ceva ce nu-mi spuneți. Nu e lepros, nu-i așa? Nu, nu. Doctore, Caleb este singurul meu copil. Dacă îl puteți vindeca, voi lucra toată viața mea ca să vă plătesc. Pulsul e puternic. Are mâini și picioare puternice pentru un copil care zace liniștit. Ei bine, nu zace mereu liniștit. Uneori, de fapt mai des, devine dintr-o dată plin de energie. E în regulă, Caleb. Ajutor! Luați-l de pe mine! Luați-l de pe mine! Nu! 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 Stai liniștit, Caleb. Nimeni nu-ți va face rău. Tata e aici. Copilul ăsta e posedat. Nu e posedat. Am văzut lucrarea diavolului, domnule. Și vă spun, copilul ăsta e posedat. Asta e imposibil. Cum poți să negi asta? Pentru că dacă băiatul e posedat, atunci nu mai poate fi vindecat. E adevărat. Niciun doctor nu-l poate ajuta, dar poate Caleb ar putea fi vindecat altfel. Sunt predicatori care pretind că pot scoate demoni. Am încercat asta deja. Sunt niște șarlatani care fac bani pe seama oamenilor disperați. Poate ar trebui să mai încercăm. Nu! Caleb nu e posedat. Este doar bolnav. Și nu mă voi opri până când nu voi găsi doctorul care îl poate vindeca. Cum se face, Doamne, că poți face asemenea minuni? Petru? Dacă ai avea credință cât un bob de muștar și ai spune muntelui acela, mută-te, el s-ar muta. Adevărat vă spun că orice veți cere când vă rugați în neprihănire, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Vă rog, vă rog, faceți loc, vă rog. Singurul ei copil și pe deasupra, soțul ei a murit acum câteva luni. Cea mai de treabă femeie pe care am întâlnit-o. Nu-mi dau seama cum va face față. Nu plânge. Tinere, îți spun acum, scoală-te! Mamă? Trăiește!
trăiește, trăiește și iarăși mă iubește. Ce bucurie să știu că El este aproape. Mă voi ruga mereu să pot da altora ceea ce El mi-a dat. A venit timpul să mergeți și să faceți lucrurile pe care m-ați văzut că le fac. V-am dat putere să scoateți duhurile necurate și să vindecați toate felurile de boli, chiar să înviați morții. Aduceți-vă aminte, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Să nu faceți aceste lucruri pentru bani. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Acum mergeți și nu vă temeți. Sărbanul Caleb, chiar crezi că îi va plăcea? Fiecărui copil îi place o jucărie. Dar dacă i-am dat lui asta și l-ar face așa de fericit încât ar deveni iarăși un băiat normal? Orice e posibil, presupun. Pomană pentru cei orbi și săraci. Ajutați, vă rog, un orb, domnule. Nu am mai primit un bănuț de mult. Mi-e foame, Isahar. Și mie, Ben. Am putea merge la Ioel? El tot timpul ne dă câte ceva de mâncare. Foarte bine. Dar nu putem spune nimic despre jucăria pe care o facem pentru Caleb. Nu este gata încă. Știi că nu poți să țin un secret. Ei bine, acum va trebui să încerci, Ben. Haide, gândește pozitiv. Spune împreună cu mine. Pot păstra un secret. Îmi pare rău, Caleb, dar nu vreau să te rănești. Când te vei face bine, vei fi liber să mergi unde-ți place. Îți promit. Bună dimineața, Ioel. Uite ce facem pentru Caleb. Șt! Ben! Îmi pare rău, am încercat. Nu te-ai strădui prea tare. E frumoasă. Lui Caleb îi va plăcea. Cum e micuțul Caleb? Mi-e teamă că nu prea bine. Eu trebuie să-l țin legat acum. Îmi pare rău, Ioel. Poate că așa e mai bine pentru băiat. Corina, acop pâine azi dimineață. Poftim. Ești un om bun, Ioel. O rază de lumină într-o lume întunecată. Ioel! Am întâlnit o femeie în oraș. A spus că un învățător numit Isus i-a înviat din morți fiul. Corina! E un om care face minuni, Ioel, și a dat din puterea lui la alți 12 oameni. Doi dintre ei sunt chiar aici, în Capernaum. Oameni care fac minuni? Aici, în Capernaum? Poate vor putea face ceva pentru noi. Ioel? Corina, nu vreau nimic altceva decât să-l văd pe Caleb sănătos din nou. Dar nu avem bani de irosit pe vindecători mincinoși. Dar acești oameni au refuzat să ia bani pentru munca lor. Asta e greu de crezut. Caleb! 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 Ioel! Caleb! Nu, fiule! Nu! Ajutor! Caleb! Caleb!
Dumnezeu să te binecuvânteze. Se spune că aveți puterea să vindecați. Potrivit cu credința și rugăciunile tale. Cât mă va costa? Credința ta în Iisus este singurul preț. Acum câțiva ani, ceva s-a întâmplat fiului nostru. Unii spun că este posedat. Nu-l putem controla. Obișnuia să fie un băiat așa fericit, perfect sănătos. Dacă puteți face ceva... Tinere, în numele lui Iisus, îți poruncesc să fii vindecat. Ioan, ține-l, te rog. Voi încerca din nou. Dumnezeule care ești în ceruri, prin puterea ta poruncesc diavolului să iasă afară din acest băiat. Este în regulă, fiule. Tata e aici. Tata te iubește. Știam că toți sunteți niște înșelători. Nu-l vom găsi niciodată. Ba da, îl vom găsi, Ben, și vom fi vindecați. Domnilor, cineva mi-a spus că îi căutați pe apostolii lui Iisus. Da, știți cumva unde îi putem găsi? Nu, dar tocmai am ajuns în oraș împreună cu Iisus. Lăsați-mă să vă duc la el. Ai auzit asta, Ben? Iisus ne va face să vedem. Ești tu, Iisus? El este, Ben. Simt că El este. Credeți că pot să vă vindec? Da, Doamne. Atunci facă-se după credința voastră. Ben? Isahar? Ben! Ben! Îți mulțumim, Iisuse! Acum mergeți și nu spuneți la nimeni ce vi s-a întâmplat. De la răsărit până la apus, ochii mei văd slava Lui. Acum trebuie să încerc să-i slăvesc numele. Acum ochii mei larg deschiși caută pe cei prea orbiți ca să mai vadă așa ca mine. Acum sunt liber pentru că am crezut. Nu mă vei prinde niciodată. Nu vei putea. Vino încoace. Te-am prins. Nu, eu te-am prins. Caleb. Oh, Caleb, iartă-mă, te-am dezamăgit, fiule. Am făcut tot ce mi-a trecut prin cap, dar mi-e frică, mi-e teamă că nu mai e nicio speranță. Ioel! Corina, deschide Corina! Ușa!
Deschideți ușa! Observi ceva diferit? Ce ai vrea să fac? Să pretind că încă sunt orb. Ce se petrece aici? E adevărat, Ioel? Acum putem vedea? Nu cred asta. Uite, pe cuvânt. Uite, uite, acolo e un scaun. Acolo o farfurie. Acolo un geam. Acela trebuie să fie un șoarece care stă în ascunzișul lui. Cine a făcut asta? Cum s-a întâmplat asta? Nu-ți putem spune. Iisus! Nu am spus nimic. Am spus eu ceva? A fost exact cum ne-ai spus că va fi, învățătorule. Am făcut minuni. Știam că așa veți face, Petru. Am vindecat bolnavii, am făcut ologii să umble, am scos chiar și demoni. Dar, Doamne, a fost odată, Doamne. Acesta este fiul meu. Este posedat de un duh rău. L-am dus la ucenicii tăi, dar nu l-au putut vindeca. Dă-mi mie copilul. Vă rog, domnule, dacă puteți, vindecați-l. Dacă poți crede, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Nu sunt sigur că pot, Doamne. Am crezut de atâtea ori înainte. Eu vreau să cred. O, Doamne, ajută-mă. Te rog. Ajută-ne credinței mele. Duhule rău, îți poruncesc să ieși din acest băiat și să nu mai intri în el. Mulțumesc, stăpâne. Mulțumesc. Să mergem să vedem pe mama. Sunt liber. Pentru totdeauna. Acum că el m-a atins cu mâinile sale pline de iubire. Sunt liber acum pentru că am crezut.